Un nou grup de refugiați a plecat astăzi din Giurgiu spre Grecia via Bulgaria. Refugiații au ajuns joi seara în Giurgiu și au fost cazați la centrul de primiri urgențe din cadrul Direcției de Asistență Socială Giurgiu. Primăria și angajații DAS Giurgiu le-au oferit hrană și un așternut cald până astăzi, când refugiații au urcat în trenul spre destinația finală, Grecia. Pe peronul gării de nord am remarcat și gesturi de omenie făcute de giurgiuveni. Domnul Ion Iordache a oferit o sumă de bani conducătorului grupului, iar familia senatorului Toma Petcu a sosit cu puțin timp înainte de a ajunge trenul și de asemenea a oferit o sumă consistentă de bani refugiaților ucrainieni. Am aflat despre acest refugiaț care urmează să ducă prin Bulgaria până în Grecia și probabil de acolo spre alte destinații. Am venit să-i sprijin personal împreună cu soția, am donat și noi o sumă de bani pentru a avea pe drum, pentru că sunt convins că acești oameni, și cel puțin așa cum am văzut, nu sunt dintre cei mai bine înstăriți. I-am ajutat cu o sumă de bani ca să poată să ajungă cu bine la destinație și să sperăm că vor reuși mai departe să treacă ușor prin aceste momente foarte delicate. Din punctul meu de vedere, e o tragedie care, cel puțin eu în viața mea, doar la televizor am avut ocazia să văd, o tragedie care, din punctul meu de vedere, se va extinde și va fi din ce în ce mai puternică, și cred că toți refugiații care vor alege să plece din Ucraina în următoarea perioadă sunt oameni care au nevoie de sprijinul și de ajutorul nostru. Trebuie remarcat și faptul că Primăria Giurgiu s-a implicat total în ajutorarea refugiaților, iar restaurantul Casa Românească a oferit masa pentru grupul de refugiați ucrainieni.